Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul acestui material, în cadrul Unității de Învățare Cercul, vom vorbi despre una dintre teoremele referitoare la arce și coarde. Astfel, plecând de la o problemă practică aplicativă, vom descoperi împreună o primă teoremă referitoare la arcele și coardele unui cerc. Bunicul Anei este întâmplar. El dorește ca dintr-o bucată rotundă de lemn să obțină un suport, având capetele două arce de cerc congruente, ca în figura de mai jos. Pentru a vedea dacă acest lucru este posibil, el are nevoie de ajutorul Anei, care este pasionată de matematică. Oare îl poate ajuta Ana pe bunicul său să realizeze acest suport? Bun. Haideți să vedem, eu zic că da. Pentru a-l ajuta pe bunicul său, Ana realizează următorul desen. Cercul din figura alăturată, în care trasează coardele AB și CD paralele. Deci vom nota acest lucru, AB paralel cu CD. Trasează coarda BC, obținând astfel unghiurile ABC și BCD. Care sunt alterne interne? Vom scrie acest lucru. Coarda BC este secantă celor două paralele de mai sus. Rezultă că unghiul ABC este congruent cu unghiul BCD, ele fiind alterne interne. Însă, Cunoaștem faptul că măsura unui unghi cu vârful pe cerc este jumătate din măsura arcului pe care îl subîntinde. Așadar, unghiul ABC este egal cu arcul AC pe 2, iar măsura unghiului BCD este egală cu măsura arcului BD pe 2. Însă, ABC și BCD reprezintă două unghiuri congruente, așadar putem afirma că arcele AC și BD sunt congruente. În concluzie, dacă notăm șablonul pe care bunicul Anei i l-a arătat acesteia și notăm ABCD în conformitate cu desenul pe care Ana l-a realizat, obținem. Exact decupajul din cercul alăturat, arcele AC și BD, adică capetele suportului, fiind congruente. În acest fel, putem concluziona și putem enunța teorema care ilustrează rezolvarea acestei probleme. Și anume, dacă două coarde ale unui cerc sunt paralele, atunci arcele cuprinse între ele sunt congruente. Așadar, avem coardele AB și CD paralele. Arcele cuprinse între ele, adică arcele BC și AD, vor fi congruente. Pe această teoremă s-a bazat Ana în momentul în care l-a ajutat pe bunicul său să vadă dacă se poate sau nu realiza acel suport. Ceea ce vă supun atenției și vă provoc ca și temă de gândire este următoarea problemă. Gândiți-vă dacă putem trasa. În alt mod, două coarde într-un cerc, două coarde uh, care să nu se intersecteze, în așa fel încât să obținem arcele cuprinse între ele congruente. Aceasta a fost o primă teoremă referitoare la coarde și arce. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!